Bună ziua, dragi pofticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi voi pregăti supă cremă de ardei copți. Și acum, hai să trecem la treabă! Aranjează ardeii bine spălați pe o tavă de copt tapetată cu foaie de copt. Coace-i la 220 grade Celsius 15 minute. Scoate ardeii din cuptor, transferă-i într-un bol încăpător, acoperă-i cu folie alimentară și lasă-i să stea 20 de minute. În acest fel o să-ți fie mai ușor să-i curezi de coajă. Curăță ardeii de coajă, îndepărtează-le semințele și codițele. Taie-i în bucăți mari și lasă-i până când deoparte. Încinge o tigaie la foc mediu și toarnă în ea ulei. Adaugă ceapa, morcovul, tulpina de țelină, toate tăiate mășcat. Usturoiul condimentează cu sare, piper negru, ardei chili afumat și paprika dulce. Amestecă și călește totul 15 minute, amestecând din când în când. După care adaugă ardei copți, sucul lăsat de la ardei, apă fierbinte și fierbe supa 10 minute. Oprește focul și pisează totul cu ajutorul unui pasator electric până primește o supă fină, fără bucățele. Apoi adaugă crema de brânză pentru cremozitate, toarnă frișcă lichidă și mai mixează un pic. Servește supa cu pesmeți, decorează cu fulgi de ardei chili și frișcă lichidă. Poftă bună! Această supă a ieșit extrem de fină și foarte delicioasă. Vă îndemn cu mare drag să o pregătiți. Rețeta întregime o găsiți pe site-ul nostru oficial valerisfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!